Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Este un filmuleț foarte cerut. Cred că la fiecare vlog primesc comentarii și rugăminți să fac un filmuleț cu ce mănâncă copiii într-o zi. Și am încercat de mai multe ori. Însă, fiind singură cu ei acasă, pe la jumătatea zilei sau în special după ce se trezesc de prânz, se declanșează nebunia și nu mai reușesc să filmez. Tot ce-mi doresc este ca ei să fie hrăniți, să se roage și să fie liniște pentru că fiecare are nevoie de câte ceva și mi-este destul de greu. Din cauza aceasta am început filmețul de foarte multe ori și tot de foarte multe ori. Nu l-am încheiat. În fine, mai încercăm și astăzi. Poate într-un final o să iasă ceva. Copilașii s-au trezit. S-au trezit și azi noapte, toți trei și nu știu ce a fost, dar au stat trei și azi noapte, cred că vreo oră și jumătate și din cauza aceasta astăzi au dormit până mai târziu, adică până pe la vreo 8 și un pic. Da, știu. În general se trezeau pe la 7. În fine, lui Felix să-i pregătesc în general dimineața fructe pasate și bineînțeles că vrea și bineînțeles că vor și copiii mai mari, în special Melissa se vrea diversificată cu tot ce mănâncă Felix. Daniel nu atât de mult, dar dimineața fructele cu biscuiți le mănâncă și el. Așa că mai am aici 3 banane, cred că o să pun 2 ca să le ajungă și copilașilor mai mari, o pară, să prindem un bec, poate o să se vadă un pic mai bine, o pară, deci în mod normal le puneam biscuiți din aceea pătrați cu unt. Însă s-au terminat, ia uitați, porcanul este gol. Și atunci o să pun biscuiții lui Felix, aici mai am câțiva biscuiți de lui. O parte sunt așa și mai sunt și aceștia pe care i-am cumpărat din Rossmann. O să-i pun pe aceștia, așa că trebuie mai completez de aici și o să le dau tuturor să mănânce. Și văd că mai sunt și aici 4 căpșuni rămase de ieri. O să le pun și pe alea ca să nu se strice și cam asta o să fie micul dejun, primul mic dejun. Așa arată pireul de fructe. Am pus alea 4 căpșuni, pară și 2 banane, o mână de biscuiți și asta o să mănânce Felix în dimineața aceasta și, bineînțeles, pe lângă el o să mănânce și copilașii mai mari. Micul dejun. Am fost să cumpărăm păinică și niște fructe și legume și au primit de acolo câte un ouț fier. Daniel a primit unul galben, Melissa a primit unul portocaliu. Le-am mai pus niște brânzică, niște ardei capia, câte o jumătate de chiflă și trebuie să pape, da, și și-au luat, bineînțeles, și câte un suculeț când am fost să luăm pâine și-au luat și câte un suculeț și a primit și mami un ouț verde. Asta a fost așa cadou de la piață. Hai, curățați-vă ouțele, uite, Daniel deja a început, îl curăță foarte bine, de curățat le curăță bine, de mâncat da. Între le mănâncă. Mami, ești acolo codenuș? Da, destul. Este deja trecut de ora 4. Copiii au dormit de la 1 până la 3 jumate, 4 fără un sfert, ceva de genul acesta. Au dormit foarte bine. Acum s-au trezit și o să le duc așa o gustare înainte să mănânce. Ca să le se mai facă foame, le-am spălat niște struguri și asta o să le duc acum. De multe ori dacă îi întreb, vreți struguri, ei o să spună că nu. Însă dacă mă văd pe mine că mănânc, vor și ei, indiferent ce mănânc eu, le trebuie și lor. Și asta mai fac uneori. Pur și simplu nici nu îi întreb, nici nu-i servesc. Merg pe lângă ei, încep să mănânc și vin și ei așa ca albinuțele să vadă ce mănânc eu și, bineînțeles, să mănânce și ei cu mine. Ne-a luat valul colorând pe sus și mi s-a făcut foarte foame la copii, așa că le încălzesc aici niște sărmăluțe pe care le-am făcut în foi de varză, dar bineînțeles am dat varza la o parte pentru că ei nu mănâncă varză, nu le place. Și atunci o să le încălzesc așa niște câteva sărmăluțe acolo pe care o să le dau cu iaurt grecesc să mănânce și le place foarte mult combinația asta, bineînțeles, cu pâinică, cu o chiflă proaspătă, mănâncă foarte, foarte bine. Chiar le plac sărmoluțele.
dar fără varză, fără foi de viță, fără nimic, doar umplut o mănâncă cu iaurt. Vreți desert? Da. Veniți lângă mine, Melissa, uite-te în buzunarul ăsta, în partea asta. Uite-te în buzunar la haina mea. Daniel, uite-te și tu în buzunarul ăsta de la haina mea. Uite, Daniel! Mare, 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 mare! Că ați păpat tot, tot, tot! Bine, dacă vă jucați așa și nu vă trebuie, puteți să mi le dați înapoi. Mi le dați înapoi? Nine? Le mâncați? Ce trebuie să fac aici? Trebuie să scrii după model. Ce fac aici? Da. Așa s-a întâmplat cu noi. Ce faci? Le pui așa la dos? Da. Hai, poți să mi le pui mie în buzunar, că le duc eu la gunoi jos. Mai Nailes. Melissa, papă-ți și tu oul, că dacă Daniel îl termină, după aceea o să-l vrea pe al tău. Hai. Ce e aici? Ai auzit ce am zis? Așa. Dacă am ajuns până în punctul ăsta, înseamnă că se și postează filmulețul, pentru că de obicei până aici renunțam, mă pierdeam pe drum de la oboseală, de la zăpăceală. Oh, mai am destrâns prin bucătărie, l-am băgat pe Felix la somn, trebuie să le dau de mâncare copiilor, pe care se pregătesc și pe ei de somn. Și le-am făcut aici niște sandvișuri cu cremă de brânză, avocado și roșii. Le-aș fi pus mai mult avocado, nu normal, l-aș fi făcut doar avocado și roșii și ar fi mâncat pentru o problemă, dar aștept la avocado acolo, acolo unde e, acolo, stați să văd dacă pot să pun degetul, cum să fac să pun degetul, așa, acolo, acolo am avocado, vedeți, lângă portocale, și aștept, cred că de vreo săptămână tot aștept să se coacă, să putem mânca, acum a fost copt așa vreo jumătate de avocado și până se coc se strică. În fine, asta este altă poveste. Și pentru că nu aveam suficient avocado, lor le place foarte mult să mănânce. Și le pun avocado pe pâine și peste. Pot să le pun fie șuncă de pui, fie roșii, fie ardei, fie orice și cam așa. În fine, acum am pus cremă de brânză, avocado la care era copt, l-am tăiat și l-am pus peste pâine, roșiile. Nu e foarte mult, cu asta nu se satură în mod normal. Dar astăzi când am fost împreună la o piață și am fost să luăm și pâine și au, de obicei își aleg niște chestii împletite cu cacao și nucă, dar astăzi nu erau. Alea se terminaseră până am ajuns noi, probabil am ajuns prea târziu, așa că le-am luat alte pateuri din astea așa cu cred că cu budincă de vișine sau ceva de genul acesta. Și după ce mănâncă puțină mâncare, o să le dau și asta pentru că o așteaptă și o să le dau cu chefir. O să bea probabil câte un pahar de chefir și cam asta. Nu cred că o să mănânce alea toate, probabil o să mai lase și pentru dimineață ceva, dar în mare parte cam asta este. O să închei filmulețul acum ca să fiu sigură că l-am încheiat, pentru că altfel va rămâne neîncheiat, cel mai probabil. Așa că, dacă vă plac genul acesta de filmulețe, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu pentru mai multe filmulețe. Vă pup și să ne vedem sănătoși și sănătoase în filmulețul următor. Pa!